Cel mai important lucru în această perioadă este respectarea unor măsuri impuse de administratorii de pârtii care să limiteze răspândirea virusului, printre care respectarea distanței de 2 metri față de celelalte persoane, obligativitatea purtării măștii sau a cagulei, urcarea pe telescaunul de două locuri a două persoane cu condiția să fie din cadrul aceleași familii sau grup, interzicerea staționării la baza pârtiei a persoanelor care nu schiază pentru a nu crea aglomerație. Jandarmii de la posturile Montane, Șuior, Cavnic, Valea Vaserului și Borșa sunt prezenți în zona stațiunilor montane și pe traseele turistice, intensificând acțiunile în mod deosebit acolo unde este posibil să se producă evenimente. Cetățenii pot solicita ori de câte ori este nevoie sprijinul forțelor de ordine publică, fie prin contact direct, fie prin apelarea numărului unic de urgențe 112.